Astăzi v-am anunțat și pe Facebook, nu știu dacă ați văzut, am luat certificarea Google, nu? De 7 astăzi, da. Something. Vă mulțumesc pentru... Felicitări, da? Ok. Tu doar vrei să dau scaunul? Nu, mai ridic, mă mai așez, ok. Nu vreau să stau, că dacă stau jos, stau jos de tot. Bun, legat de cum să înveți SEO și cum să înveți pe PC, sunt curios câți dintre cei care au venit la prima dată după prezentarea lui Dragoș și după ce am văzut tot procesul și toate cerințele și trebuie să fie organizat și trebuie să fie atent și trebuie să știi română și trebuie să bla bla bla, cine mai vrea să devină specialist SEO pe PC? Sunteți un pic mai puțin, e ok. Cred că până la final nu mai rămâne nimeni. Da. Eu o să vă vorbesc despre omul care învață SEO pe PPC din trei perspective. Am trecut prin fiecare, nu mă consider specialist în SEO și pe PPC. Dar sunt trei puncte cheie pe care cu siguranță voi la un moment dat o să le atingeți în carieră. Prima e freelancerul sau omul care vine din alt domeniu și începe să facă de toate. De obicei e designer. Eu așa i-am cunoscut, designer care a învățat să facă HTML, CSS, după care a început să instaleze WordPress, după care le-a cerut clientul și un flyer, după care a început să facă și niște SEO, că era simplu, cu plugin-uri, după care a început să facă și niște PPC și au ajuns ei să fie un mic de agenție 360, acolo te făceau de toate pentru clienții lor mici și le acumulau tot bugetul ca să facă cât mai mulți bani. Asta e primul gen de om care l-am întâlnit care știe să facă PPC. După aia e omul care învață, omul de agenție mare, da? Fie Digital 360, fie ATL, care înglobează de toate, care a învățat din motive de client service. Trebuia să explice clientului, trebuia să includă în strategie. De obicei aici intră planeri, intră oamenii de strategie, intră oamenii de client service, accounts din agenții, care știu și ei un pic de PPC cât să înțeleagă ce se întâmplă și să dea mai departe la client. Și există evident specialiști. În 2006-2007, cam în perioada aia, am fost pus în postura omului care trebuia să facă de toate. Plecasem din Kinecto, făceam HTML acolo, HTMLizam newsletter-e și am ajuns să lucrez la Euroest în agenție imobiliară și plecasem de la salariul de 8 milioane și un pic la Kinecto la salariul de 1000 de euro în imobiliare. Și mi se părea fascinant, mi se părea că pentru banii ăia nu contează ce zice, ce trebuie să faci tot, că unde mai e banii ăia lucrând în online. Și am început cu, hai să încercăm să facem niște newsletter, hai să încercăm să facem un landing page, hai să încercăm să facem un site. Bă, dar eu vreau să fiu primul pe Google. E, de la primul pe Google, ăla mentalitatea românească de vreau să fiu primul pe Google, s-a ajuns la totuși care începea să facă campanii. Pentru apartamente, imobiliare, deci pe vremea erau nebunie, zburau bani în toate părțile. Nu mi-a ieșit, evident, am găsit un specialist care să facă, dar mi-am dat seama că nu e atât de ușor să înveți treaba asta cu PPC-ul. Nu e atât de simplu ca trecerea de la HTML la CSS, eu fiind mai tehnic, din fire. După care am ajuns în agenție. În agenție, cu puținul cât știam eu din experiența mea de PPC-ist, a trebuit să mai prind de la unul de la altul ca să pot să-i explic la client. Aici partea frumoasă e că, exact cum spunea și Dragoș la finalul prezentării, partea de campania s-a întâmplat, ăsta e raportul, hai să-i prezentăm clientului. Acolo nu sunt neapărat chestii tehnice care se țină de AdWords, de Facebook Ads sau punctual de un anumit sistem de pay-per-click. Acolo sunt lucruri de clienți, lead-uri, conversii, rată de conversie. Clientul vorbește în alți termeni decât în CTC și CTP și PPC și ce mai încearcă clientul să facă acolo, da? Și atunci, când e vorba de un om de client service, un account, care trebuie să vorbească cu clientul, trebuie să atingă subiectul, da? Trebuie să-l înțeleagă la nivelul la care înțelege clientul, astfel încât să poată să-i explice pe ce s-au dus banii lui. Când vine vorba de un planner, da? Dacă ești într-o agenție și vrei să devii planner sau vrei să faci strategii și trebuie să incluzi și partea asta de PPC, cunoștințele tale trebuie să se ducă un pic mai în detaliu, să zic. Și atunci, de obicei, apelez la un specialist. Nu se așteaptă nimeni să știi, dar toată lumea se așteaptă să rezolvi problema. Și atunci apelez la un specialist. Fie că la in-house, fie că e o firmă cu care colaborez. Ultimul punct e momentul în care vrei să devii specialist. Ei, și aici vreau să mă leg un pic de prezentarea lui Dragoș și sunt curios de la cei care n-au ridicat mâna că vor să învețe, cei care deja știu.
cum au făcut ei, pentru că mie mi se pare discrepanță foarte mare între a învăța singur și a învăța în agenții. Când înveți singur, înveți în ritmul tău. Cărți, tutoriale, videouri, Google, bla bla bla, da? Le iei și asimilezi informația în ritmul tău. Vezi punctual ce ai nevoie, pe ce lucrezi atunci, vezi punctual ce te interesează și poți să stai cu un video și o săptămână până îl înțelegi. În momentul când ești într-o agenție, nu mai înveți în ritmul tău, înveți în ritmul agenției. Cornel a ajuns în 3 luni să țină de la research de cuvinte la o campanie întreagă care includea remarketing, display, nu știu ce mai era. 18 campanii. Okay. Deci Cornel, din punctul meu de vedere, a învățat în ritmul agenției, nu neapărat în ritmul lui. Și sunt curios de la cei care știu deja PPC, care din variante au fost în agenție sau de unii singuri. Hai să vedem în agenție câți au fost care au învățat. Ok. Agenție de unul singur. Pentru că aveai SRL sau... Aveai SRL? Sau de ce era agenție de unul singur? Sau erai singurul specialist? Webright Media. Nu, nu aveai de Nu, adevărul e că m-am uitat la o campanie întâmplător, am găsit un cont mai vechi în, în contul meu și trist. Cu 5 ani era trist. Dacă l-ai vedea acum pe micul Ionut, acum 5 ani ce îi la spate, deci cu ei în grijă de ad-grupurile alea. Da. Bun. Restul ați învățat simplu, da? Ați simțit cei care au învățat în agenție presiunea aia? Că înveți în ritmul agenției, în ritmul în care agenția are nevoie de tine și nu neapărat în ritmul tău? Oh. Îmi imaginam treaba asta mai mult ca un dialog. Dar sunt foarte mulți și fiecare. Foarte greu. Punem un dialog acum. Sunt multe, multe lucruri legate de învățare, de punctual de procesul de învățare pe care trebuie să-l luați în, în calcul. De exemplu, unii oameni învață mai bine din exemplu și se uită la videouri și înțeleg mai bine. Alții învață mai bine citind. Alții învață mai bine făcând shadowing, cred că se numește. Să stea lângă, în spatele unui specialist, zi de zi, noapte de noapte, să vadă exact ce face specialistul acolo și să fure meserie. Două chestii vreau să puntez astăzi aici. În primul rând să vă lansez o provocare. Și să încerc să trag cât de cât o concluzie. Provocarea e așa. E un sistem. Am fost la un eveniment de... un fel de masă rotundă pe educație, în care a venit un britanic și a povestit o chestie foarte mișto. A povestit de sistemul în care se învățau meseriile, că tot spunea Dragoș de pantofari, pe vreme. Și mi se pare foarte bună metoda pentru... mai ales pentru PPC și pentru domeniul vostru, funcționează cam așa. Eu vreau să învăț meserie și mă duc într-un atelier specializat. Și stau acolo între 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani, cât simt eu că am nevoie să fiu, să fiu foarte bun în meseria respectivă. În toată această perioadă, în atelierul, eu lucrez, lucrând în atelier, lucrez în fiecare zi cu aceleași oameni. Da? Cum e la Web Digital, probabil sunteți aceeași și nu vă schimbați de la o zi la alta, da? Perfect. Cornel vrea să învețe. A stat 3 luni acolo, a asimilat informație, în momentul în care vine un expert PPC din exterior și are o discuție cu el. De obicei o discuție de o zi. În care Cornel pune întrebări, verifică teorii, validează idei. Expertul pleacă. Cornel rămâne în Web Digital. Cornel mai stă 6 luni în Web Digital, mai asimilează informații, mai învață. După care expertul vine din nou. Discuția se petrece din nou. După care expertul pleacă, Cornel rămâne. Ciclul ăsta se repetă de câte ori Cornel simte că are nevoie. Până în momentul în care Cornel spune, știu. Meseria asta nu mai are niciun secret pentru mine. În momentul ăla, ce ar trebui Cornel să facă, este să plece 2 săptămâni
în altă agenție de PPC, în altă echipă, cu alți oameni, care au altă modalitate de lucru, dar care fac basically the same thing, da? Același lucru, PPC. E, echipa de acolo ar trebui să-l valideze pe Cornel ca expert. După perioada de timp pe care Cornel ți-a definit-o, băi, tu în ăștia 2 ani l-am învățat. PPC-ul nu mai are tare. Perfect, echipa cealaltă l-a validat pe Cornel ca expert. E o metodă pe care pe mine personal m-a intrigat. Mi se pare, e o combinație de mentoring cu coaching, cu... Sunt o groază de tehnici, de educație acolo. E o metodă care cred că s-ar aplica foarte bine pe PPC, mai ales că e un domeniu nou la noi, sunt puțini experți și ar putea oferi acest serviciu de mentoring, coaching, mai mult pro bono pentru dezvoltarea pieței. Și concluzia care vreau să o trag în urma discursului e că, din experiența mea și de freelancer care făcea de toate, și de strategie în agenție, și de consultant după, de expert n-am ajuns. Nici nu cred că îmi doresc foarte tare de expert PPC, e că trebuie să te specializezi. Nu există omul de PPC care știe și SEO foarte bine, care mai face și două newslettere și mai bagă și un landing page după amiaza când se plictisește. Deci omul ăla nu e un om de PPC căruia să-i dai un buget de 8.000 de euro și să-i zici administrează. Ăla nu e un om de SEO căruia să-i spui fă o strategie de SEO pe 2 ani de zile și ține-te de ea. Omul care face de toate și e împărțit în toate părțile nu o să aibă niciodată timp să aprofundeze și să devină expert pe un anumit domeniu. Pe baza metodei de mai devreme, bine, erau cizmarii tâmplarii și alți meseriași de acum sute de ani, se spunea că perioada de internship ar trebui să fie de 6 ani, ca să treci de la învățăcel la expert în meseria respectivă. Eu nu cred că un om care 6 ani face de toate, după 6 ani poate să zică că e expert pe PPC pentru că are acreditarea Google sau pe certificarea Google sau care are acest. Dar măsura aia, dar mă știu exact, îmi dă 10.000 de ore, nu? 10.000 de ore ca să fii excepțional. Este la Tony Shake, Delivering Happiness. Fiecare aș fi dat o carte. Deci ok. Este 10.000 de ore ca să devii expert. Nu, nu e. E de la... Outliner, somă. Da, e de la Outliner, corect. Deci eu mai știu, se spune în budist, se spune că 10.000 de ore îi trebuie unui practicant, unui ucenic, ca să ajungă maestru. La budiști. Eu joc că nu vezi nimic. Deci... Bun, dacă ar fi să plecați ceva... Dacă ar fi să plecați azi ceva de aici, cei care vor să învețe, vreau să vă gândiți bine dacă e meseria pe care vă doriți. Nu vă apucați de PPC, de dragul PPC-ului sau de dragul Ionuț Muntea. Apucați-vă de PPC pentru că vă doriți să faceți asta. Zi de zi, lună de lună, an de an de acum înainte. Iar pentru cei care știți deja, gândiți-vă un pic la provocarea mea. Vedeți cu ajutorul asociației SEMRO, cu ajutorul Google România, cu ce ajutor poate puteți să puneți în practică sistemul ăsta de mentoring, coaching și să vedeți ce este. Am cunoscut o groază de specialiști în piață care ar avea nevoie. Care nu cred că au ajuns nici la jumătatea celor 10.000 de euro. Și cred că cu ajutorul vostru ar putea.